găsit, dragi prieteni, iubitori de frumos, de pretutindeni! Cântecul popular a fost încă din vremuri străvechi un balsam al sufletelor celor care au trecut prin necazuri, a fost un mod prin care oamenii au învins într-un fel dorul de cei dragi, a fost un bun prilej de a petrece la diverse evenimente vesele. Astăzi, cântecul, în general, are același rol. Vorbind de cântecul popular, nu putem trece cu vederea faptul că și astăzi dăinuie cu toate ritmurile lui, adică și astăzi se ascultă hora, doina, sârba, breaza, hațegana, bătuta, ungurica și așa mai departe. În ceea ce privește emisiunile noastre, putem spune că suntem privilegiați, deoarece ne-am bucurat atât în anul 2021, dar și în anii trecuți, de interpreți de muzică populară din diverse zone ale țării, care păstrează tot ceea ce este românesc. Alături de interpreții de muzică populară, au răspuns prezent interpreți de muzică ușoară, ansambluri de dansuri populare, interpreți ai muzicii lăutărești, cărora le mulțumim și în continuare îi așteptăm alături de noi. Toate aceste lucruri reprezintă esența emisiunii de astăzi, practic partea a doua a Galei Argeș TV. Dragi prieteni, deschidem cea de-a doua ediție a Galei Argeș TV cu o tânără speranță a cântecului popular argeșan, Bianca Chira. Bianca, spun bun găsit în emisiunea noastră și vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ne-ai fost alături în anul 2021 în câteva emisiuni. Sper să ne fii alături și în anul 2022 și să aduci cântecele în fața publicului cu aceeași dragoste ca și până acum. În primul rând, bine v-am regăsit și eu vă mulțumesc pentru invitație și îmi face mare plăcere să fiu lângă dumneavoastră de fiecare dată. Vorbește-ne puțin despre scurta ta activitate artistică. Momentan sunt la început. Am 4 cântece ale mele făcute de doamna Angelica Stănescu, dar vor mai urma mult mai multe și... Ai mai participat în spectacole de muzică populară până acum? Da, de câteva ori. Ești obișnuită cât de cât cu tracul de scenă, da. Ca să pot spune așa. Ce proiect ai de viitor? Ce îți dorește la cântecul popular? Este nevoie de mult mai multă muncă, în primul rând, și vreau să mă ridic cât se poate de mult. Eu îți doresc mult succes. Te felicit pentru faptul că ai cântecele tale, contează foarte mult pentru un interpret. Vă mulțumesc din suflet. Îmi place și costumul tău de astăzi, este un costum autentic din partea de nord a județului Argeș. Așa. Și așa cum am spus, te așteptăm în continuare alături de noi. Mult succes! Cu mare drag! Mulțumesc! În semn de recunoștință pentru faptul că ești alături de noi, îți oferim o diplomă din partea televiziunii Argeș TV. Mulțumesc din suflet! Dragi prieteni, Bianca Chira. Și suflet.
Dragii mei, suntem la Filarmonica Pitești, după cum bine ați observat, și aș vrea să mulțumesc în mod special domnului manager Gabriel Niță și primăriei Pitești pentru sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni. Spun acest lucru pentru că în luna octombrie a anului 2021 am fost împreună aici cu invitata mea, cu Maria Pană, într-un spectacol folcloric în care ea și-a lansat primul album de melodii ce îi aparțin în totalitate. Mă gândesc cu plăcere la acele clipe trăite aici și tocmai de aceea aș vrea să-ți mulțumesc, Maria, că iată, prin realizarea ta, ne-ai adus împreună în această instituție, zic eu, foarte frumoasă. Îți spun bun venit în emisiunea de astăzi, care, așa cum știi, se cheamă Gala Argeș TV, suntem la partea a doua. Îți mulțumesc pentru anul trecut, pentru prezența ta de fiecare dată, pentru cântecele tale și sper să ne revedem cu aceeași plăcere și în anul 2022. Bine v-am regăsit și eu. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți, nu doar pentru mine, ci pentru toți artiștii argeșeni și nu doar. Și aș vrea să vă spun înainte de toate că dumneavoastră și Argeș TV reprezentați promotorul vieții mele de artist. Și o spun cu mare mândrie, acest lucru va rămâne în suflet pentru toată viața. Și în afară de faptul că vă iubesc pentru ceea ce sunteți ca om, vreau să vă spun că implicarea dumneavoastră și dăruirea față de această profesie este dincolo de așteptările unui om obișnuit. Noastră sunteți persoana care cu siguranță reprezentați folclorul din tot sufletul. Mulțumesc frumos, Maria. Vorbește-ne puțin despre impactul melodiilor tale după lansare. La public, normal. Sigur că da. Melodiile mele au fost primite cu căldură, zic eu. Unele mai mult decât celelalte, pentru că fiecare se regăsește în aceste melodii și cu siguranță am primit și mesaje din partea celor de pe Facebook și de pe YouTube de mulțumire și mesaje care conțin sentimentele pe care oamenii le-au descoperit în aceste cântece. Lucruri pe care le consider firești, lucruri care vin din suflet, de acolo. De fapt, ele sunt sădite, aceste melodii, și născute din iubire. Vreau să-ți mai spun ceva. Apreciez că și astăzi ți-ai pus, iată, un costum superb și această maramă care ne reprezintă pe noi, argeșenii. Da, port cu mândrie costumele populare. Astăzi, într-adevăr, este prima dată când îmbrac acest costum minunat pe care l-am primit de la vecinii mei, de la familia Nicolescu, pe care o salut cu căldură și tuturor membrilor le mulțumesc pentru susținerea pe care mi-o acordă de fiecare dată. Sunt prietenii noștri de o viață, aș putea spune. Și, într-adevăr, de fiecare dată când port costumul popular, mă simt ca și cum din totdeauna a trebuit să fac asta. Să le țină Dumnezeu obiceiul vecinilor tăi și să mai primești costume. Pentru că tu ai posibilitatea să le și arăți publicului. Da. Maria, încă o dată îți mulțumesc. Îți dăruiesc această diplomă de recunoștință din partea Argeș TV și să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc din suflet. Dragii mei, Maria Pană. Din Pitești, de ce nu vrei să-mi vorbești, Neica? Mergi cu ochii în pământ și nu scoți niciun cuvânt, Neica. Mă ocolești cu privirea, eu te caut cu iubirea, eu te caut cu iubirea, Neica. Mă ocolești cum vrei tu, dar îți cunosc sufletul, dar îți cunosc sufletul, Neicuță.
copii azi, oameni mari neica. Ce port în suflet și în gând, niciodată n-am să uit neica. Dragostea noastră curată, n-a știut-o lumea toată, n-a știut-o lumea toată neica. Ce frumos a terminat, dar nici când nu ne-am uitat, dar nici când nu ne-am uitat neicuță. Ca așa ne-a fost nouă scris, să trăim numai un vis, să trăim numai un vis neicuță. Portă suflet viața toată, dragostea noastră curată, dragostea noastră curată neică. Ca să-i las în urmă amintirea, dar nu-l pot să-mi țin cuvântul, că doar la tine-mi gândul, nu pot sta departe de inima ta. Dragostea mă chinuiește, să te caut îmi șoptește, nu pot sta departe de inima ta. Dragoste de-o viață,
Sfânta Mărie. Te iubesc mai mult cu o zi, măinicuță, așa-mi spui de când mă știi, măinicuță. Dar iubirea-i tot mai mare lângă scumpa noastră floare. Rută din inima mea, măinicuță, și cu frumusețea ta, măinicuță. Iartă, măinicuță, nu m-a aștepta fata-n poartă, măinicuță. Și nepoțe la o masă, măinicuță, că așa-i viața mai frumoasă, măinicuță.